Vreau să spun așa cum e lucrul ăsta. E bună emisiunea asta. E ca una din greu, e ca să mai ascultat eu. Aici am mult să-ți fac de cap la voi. Pentru noapte vreau să vă spun cum ăsta e foarte bună. Oamenii au și dreptate, alții vor să... novosti și actualități și mai vor ei. Vreau să spun că e fain radio să vă. Solicită modificarea acestei de emisie prin acceptarea unei grile temporare extrem de simple, chiar simpliste, din trei componente le aveți înscrise în decizie și în nota informativă. Acolo vor fi doar știri locale, dosievele și programe muzicale, adică material muzical propriu. Stăluiți-mă măcar mai departe să funcționați așa mai bine decât până acum. Tare multe probleme ne-ați făcut și nouă, dar și celor de pilot acolo. Și autorii stați. N-am făcut nicio problemă absolut nimănui. Aș spune mai drept vorbind că alții ne-au făcut nouă probleme ca să lucrăm eficient. Cine? Probabil este evident de căutat aceste lucrări la cei care au insistat ca postul de radio să nu există, anume în campaniile preelectorale. Dacă dumneavoastră aveți continua în stilul acesta, nu e exclus ca astăzi să nu vă permitem asta și să luăm altă decizie. Băi, ne-mi place radio vostru. Da. Voi înțelegeți, voi sunteți așa de levă. Voi nu puteți spuneți muzică, muzică cât mai frumoasă și tineret. Вообще, вы требите политика, это мне более ясен. Вообще, это чьи промоты, это сейчас раз, не рету. Емицаторул ăsta a fost făcut pentru a efectua un sondaj în localitate, dacă într-adevăr este nevoie de un post de radio local, și a fost completat așa într-o cutie de metal de la orele 20 până la orele 4 dimineața, în 8 ore a fost completat. Mai mult, adică o zi aproape a fost necesar pentru a-l ajusta la o frecvență în diapazonul FM. A fost așa un post de radio local care de fapt era pus în plan, de câte am înțeles, cu mulți, mulți ani în urmă, de directorul nostru care este acum, domnul Victor Mocanu. Erau doar două emisiuni care erau doar seara. Prima ținea două ore și era anume dedicațiile muzicale. Și cea de-a doua era o emisiune de liberă exprimare pentru toți locuitorii orășelului Sângera. Aici a fost asamblat și primul emițător și toate cele necesare pentru conectare. Este visul meu pe care l-am împlinit prin crearea unui post de radio în localitatea unde m-am născut, în Sângera. Deja am pus sămânța în localitatea noastră pentru ca ei să fie mai deschiși. Această sămânță va încolți, va da roade, dar cu ani. Nu vreau să mă laud, dar nu toți au aceeași tărere de caracter ca să mai insistent să facă câte ceva pentru localitate, pentru societate. Ultimul nori în lipsa ta, credeam că mor. În gândul meu venea mereu, erai așa cum te știu eu. Și îmi spuneai că nu vrei să pleci de lângă mine vreodată. Perioada care am activat-o două luni de zile a fost necesară ca să avem oaspeți de la securitate, de la poliție, într-o oră târzie de februarie. Soarele meu, tu strălucești atunci când este greu. Unul fără altul n-ar mai fi la fel. De la început s-a pornit, a vrut să facă un video emițător, să transmită o bună parte din Sângera, semnal, scris.
niște video, chestii serioase, am început a face antena, a ridicat-o. Și la un moment dat s-au schimbat planurile și cum, deși, nu știu, tot țin minte că era iarna, ședeam, trăiem aici încă. Și aparatul ăla clandestin al lui, care îl făcuse el în garaj, prin frigușala mă pune pe mine pe afară să fug cu antena, regula, ridic, pune-o, dă-o mai jos. La ora 12 noapte eu ședeam pe gradul și fugeam, muriem de frig și țipam într-una, hai mai ridic nisu. Și după aceea, când i s-a făcut tot chestia, și a venit nenea securitate. Și eu închis aparatura și s-a apucat în serios de chestia. Sorus, cu tot nevoie, de deschis legitim postul. Un post de radio nu costă. Costă mult ca să poți să convingi consilierii ca din bugetul local să fie alocați câțiva bani. N-aș spune că bani mulți pentru un post de radio. Bună seara! Vreau să vă spun un lucru. Să vă mutați din satul sectare de oameni sunt tunicați și normali. Tătoi, și când îi ascult, parcă îi rușine să-i ascult. Neužel de când e stanța s-a făcut acolo și nu înțeleg și Lighini și Liză. Se pare că nu înțeleg. Eu nu înțeleg. Trei rușine să-i ascult și nu înțeleg cum să-i lămurești la așa oameni. Parcă sunt tunicați, parcă nu știu și la cântare ce mai trebuie să leagă să audă și să faci din la noi, prin țară. Chiar ți-e rușine să asculti lumea asta și vorbești în sat aici? Cum vorbești? Și mod vorbești? Cum vorbești? Câte probleme sunt în satul ăsta și câte nevoi? Așa ce vreau muzică. Mai rușine atâta muzică, chiar tătă ziua dimineața în țară numai muzică ascult. Și eu înceam vreau muzică. La reviere. Bună. Iată și radio-ul vostru, voi totuși insistați că să fie bine, dar e bun, poate cineva pe voi vă stimează, în direct, mai ales, ești din vârstă, nu prea. Dar dacă radio-ul vostru este și există și voi îl iubiți atât de mult să-l faci, deși fiecare ceas nu puneți știri din sat. Pe viitor, eu aș socoti că toate posturile de radio trebuie să fie anume în localități. Dacă nu în fiecare localitate, peste două, trei localități. Am făcut o emisiune care se numea Inflamabil. Deja Inflamabil, cred că sună așa de acum ceva interesant. Vorbeam teme deschise ca când se începe, la ce vârstă se începe o relație sexuală, despre muzică, divertisment, absolut tot. Despre Arina am mai vorbit, despre ziua ei de naștere, ce a mai fost acolo, multe teme au fost interesante. Am vorbit odată despre homosexualism, de la care tot a început. Am vorbit, am observat că unii au vrut să vorbească, unii nu, unii în general a spus că așa ceva pur și simplu nu trebuiește de vorbit. După care emisiunea asta a fost... N-a mai fost. A fost, n-a mai fost. În general, n-a mai fost. N-a mai fost difuzat. Vă găsim. Cine? Alo? Am început-o cu o rubrică, buletinul cultural, la care nu prea am reușit. După care am început-o cu emisiunea Telefonul Muzical, dar asta era ceva mai distractiv și am trecut... la ceva mai serios, la o rubrică care cam e greu de realizat, Cronica Poliționească, unde avem de face cu poliția de la noi din Sângera, de la care trebuia să iau informații. Bine, cu asta mi era foarte greu, pentru că ba îmi spuneau că n-au informații, ba că această informație nu mi-o pot da, dar până la urmă, dacă îmi trebuia, mă țineam de capul lor și obțineam ceea ce îmi trebuia. Nu începeți să faci campanii politice aici în incinta Consiliului. Mai aveți întrebări? Domnul Mocan are un caracter specific, postul, eu cred că... Îmi permite, domnule? Da. Ați solicitat 6 luni. O să vă încadrați în termenii solicitați? Nu, cred că poate mai repede. Bine. Vreau să zic că
cu toate că eu am vorbit aici poate două, propun totuși să acceptăm acea problemă și să lăsăm să funcționeze, să soluționeze problemele tehnice. Care susține, vă rog să votăm. Am votat. Sunteți liber. E ca și semnalul mai puternic. Dar dacă ascultă doar și mai puternic, fiecare, ele tete trebuie de adus la semnalul ăsta, tete. Nu schimbă nici în calitate, schimbă în putere. Strici câinicul. Nu strică mare tete. E cum? Dacă îți spun că nu strică. De când activează legal Radio Sângera, a fost suspendată emisia deja de două ori. Prima oară a fost cu pretextul că antena de emisie e pe școală și încurcă la elevi. Chiar dacă era vară, era 22 iunie, abia începuse vara, a fost în stare urgentă. Deci ni s-a ordonat, practic, că în stare urgentă trebuie demutat antena de pe școală. Atunci ne-am suspendat emisia pentru mai bine de o săptămână, am revenit repede, dar cu un program mult mai strâns, așa, pentru că difuzam doar 4 ore pe zi. A doua oară s-a suspendat emisia pentru că, de fapt, locul antenei nu e nici în acest deal unde suntem acum, ci în alt deal. Eu de câte ori trec pe lângă școală, știi? Mă uit și dacă eram de prins de la început cu antena aceea, știi? Parcă o complecta. Samuia e noi, înțelegi, și parcă îmi pare că ceva o apas, ceva nu e, nu e în regulă, ceva nu... Păi, dar mă rog. În școală, în primul rând, era să facea tot posibilul ca să fie elevii pe loc, când că lucram pe voluntariat. Ei singuri făceau programe, ei singuri făceau emisiune în direct. Era foarte bine. Astea, la urmă, am luat toate emisiunile, nu m-am prezent și eu, dar, pur și simplu, la cum vreau să spun, zic, dați-mi muzică așa, într-o sugerei, cam asta toate emisiunile. O muzică așa moldovească, mă, ca să mi-ați în dispoziția, dar mult am înțeles. O muzică așa moldovească, ne curcăm așa, liniștit. Oameni buni, dacă vrem să fim o societate deschisă, vrem să facem un lucru bun, avem nevoie și de susținerea dumneavoastră. Altfel, nu o să putem să existăm.